<laughs> Fă cadru mai mare, mai larg. Mă mici mult. Ce vrei să fac dacă mă mici mult? Merge. Merge? Am început? Bine, ai terminat, gata? Nu mai trai scaune. Nu. Deci, te deci, ai găsit poziția? Că ziceai de mine, că mă mișc, stai locului, că nu știi a început Marius. Da, deci bine ați venit la un nou material podcast, de data asta cu Adrian Răduță. Schimbăm puțin, pf, nu știu, așa să zicem, tactica, mergem la motocross. Mergem la motocross. Le mulțumim celor de la OMV că ne primesc, încă ne mai primesc. N-am spart eu geamul, nici nu se vede pe cadru, nu contează. Eu un geam spart aici, a venit un domn care stătea pe telefon și a uitat mașina în viteză și s-a oprit în beizărie sau în cel puțin în magazin. Le mulțumim că ne primesc și ne finanțează aceste podcasturi și noi putem să facem oameni noi putem să facem oameni aici de foarte bună calitate, zic eu, și oameni care sunt foarte pasionați de ceea ce fac și investesc foarte mult din timpul lor și din banii proprii și personali în dezvoltarea motorsportului în România. Da, l avem aici pe Adrian Răduță și să vorbim de prima etapă de campionat mondial de juniori la motocross, ce se ține la Park, adică la parcul făcut de. O să vorbim de foarte multe lucruri aici. E interesant dacă sunteți pasionați de motocross și nu numai, sau poate aveți copii care vreți să, să încerce sportul ăsta. Uitați-vă la podcast că Adrian o să ne răspundă la toate întrebările. El este și antrenor de copii pentru motocross, a și participat, are și circuit, organizează și etape, face... tot ce ține de motocross face el. Și o să descoperiți chestii pe care cu siguranță nu le știți. Că nu le știu nici eu că eu m-am dus cu motocicleta în pădure de două ori și am căzut, mi-a venit rău și de atunci am, am dat seama că căzăturile la 40 de ani nu mai sunt ca la 20 și că am greșit un pic vârsta la care m-am apucat de treaba asta. Iarăși vreau să vă spun că în acest podcast vom discuta lucruri cu Adrian, iar. Vom, vom, premia cu două vouchere în valoare de 100 de lei, în valoare totală de 100 de lei de combustibil de la OMV, cel ce va răspunde corect la întrebarea pinuită în primul comentariu. O să pună Marius când apare podcastul o întrebare și voi răspunsul găsiți în ce am discutat noi în podcast. Primul care răspunde corect primește cele două vouchere în valoare de 100 de lei de combustibil de la OMV. Bun, Uh, trecând mai departe, uh, o să-l las pe Adrian să se prezinte el, să ne spună ce a făcut el de când era mic Și cum a ajuns el să fie uh, campion la motocross și să iubească atât de tare sportul ăsta uh, Da, e o poveste lungă, să știi Avem timp A început <laughs> acum foarte mulți ani uh, În primul rând, treaba asta se datorează părinților mei uh, Fiindcă datorită lor am avut posibilitatea de a, de a încăleca o motocicletă acum mulți ani Aveam, știu, 12 ani probabil la 12 ani n-ai cum să-ți permis da. tu o motocicletă să te duci să <laughs> exact. te cu ea, știi? A, o motocicletă pe care tatăl meu mi-a adus-o din Spania, pe acea vreme... Când aveai tu 12 ani, deci asta era, spun eu, 90 și ceva. Da. No, până o, în 96, pe ce acolo când da. România nu știa cu ce se mănâncă nimic. Și a trebuit să o aducă practic dezasamblată <coughs> și țin minte că a lăsat-o în, într-o cutie a venit, că era toată desfăcută și mi zis dacă vrei să te dai cu motocicleta asta să vezi cum merge, va trebui să te apuci să o asamblezi. Și stai seama, pe acea vreme nu mă pricepeam foarte bine să fac uh, chestii de genul, Mecanică, știam destul de, de bine la bicicletă, dar cumva m-am descurcat în două săptămâni, am asamblat-o toată, că era și motorul desfăcut, da. uh, și așa mi-am pus motocicleta aceea pe roți și am început să mă dau. Uh, după care am avut uh, norocul să-l întâlnesc pe Ciprian Popescu. De fapt tot tatăl meu l-a găsit la un eveniment uh, de motocicliști ce s-a ținut la Znagov în 2000, dacă nu mă înșel. Și practic prin Ciprian am reușit să, să începem uh, și eu și fratele meu participarea în campionatul național de motocross. El a fost și primul nostru antrenor okay. și bineînțeles acum este și cel mai bun prieten al nostru și persoana cu care reușim să organizăm aceste etape și el ne-a deschis drumurile în tot ce înseamnă motocross, competițiile la care noi am participat afară în campionatul Olandei, cu ajutorul lui am reușit să mergem mai departe. Da, zim partea de, de competiția ta. Ce, -ai, ce -ai, unde ai participat, ce ai făcut? Păi... Am început Cum a fost? în 2001 campionatul național de motocross, din 2002 am început să particip la primele etape de campionat balcanic și an de an au fost adăugate competiții de nivel un pic mai ridicat. Campionatul european, am avut ocazia să particip de câteva ori și în campionatul mondial MX3 și trofeul națiunilor în 2013. Aceea a fost o cursă foarte frumoasă și importantă pentru mine. Iar 2008-2009 au fost anii în care, să zic, am evoluat cel mai mult. Nu neapărat din punct de vedere sportiv, dar am înțeles nivelul la care se practică motocrossul în alte țări și ce înseamnă infrastructura în jurul acestui sport și ce presupune să fii un, un pilot de motocross cu adevărat. Și din punctul ăsta de vedere chiar am crescut, am, am adunat foarte multă informație în Olanda. 2008-2009 am mers în campionatul național al Olandei, unde nivelul este foarte ridicat și sportul e la cu tot alt nivel comparativ cu ce se întâmplă în zona noastră. Da. Da. Ca în tot ce e afară, știi? Exact. Tot ce e afară e super dezvoltat față de ce se întâmplă la noi, dar eu le spun oamenilor că avem acest avantaj de a copia de la ei. Adică avem, știi, ca la școală. Da. Ăla știe, ăla știe, mă, ui și eu acolo scriu ca el, la am mi-am făcut treaba. Nu toată lumea te... aplică. Nu... Da, nu înțeleg de ce Pre... nu. Privim totul pe termen scurt, asta e Părerea mea. Practic, uite, și circuitul și faptul că noi am ajuns să organizăm această etapă e o poveste care are 20 de ani de muncă în urmă. Asta, bro, nu s-a întâmplat scutăm, așa da, din senin da, și gata, da, ne-am trezit da, cu da. etapă de campionat mondial. S-au făcut multe lucruri în trecut. Și acesta este rezultatul la care ajungem după 20 de ani de muncă. Cum ai ajuns la TCS Park? Adică eu știu, dar trebuie să știe oamenii. Da, deci... da, da. da. <gătă> uh, cum am ajuns? Uh, acel loc nu este... Nu eu i-am dat, dat viața acelui okay. loc. Acel loc a fost... Uh, oamenii ce au dat viața acelui loc este, uh, sunt Ciprian și tatăl meu. Okay. Ciprian a venit cu... Cunoștințele în acea vreme, tatăl meu a venit cu tot ce înseamnă logistică și construirea circuitului și, practic, împreună au dezvoltat acest circuit și au organizat primele etape de Campionat European 2003-2004, Campionat Mondial de MX3. Am avut și campionatul mondial de ataș. Au fost niște etape foarte grele. Eu eram mic pe acea vreme okay. să realizez, însă au fost niște etape foarte greu de organizat. Și România, cum să zic, motociclismul în România era subdezvoltat pentru ce se întâmpla, da. și ce etape organizau da. ei, tatăl meu da. și Ciprian în acea vreme. Da. Lucrul care, bineînțeles, a avut un impact, impact asupra motocross cu siguranță. Doar că erau alte vremuri și impactul nu a fost uh, foarte mare. Uh, după care, din 2006-2007, am început să mă ocup uh, din ce în ce mai mult de ce însemna. Când am terminat, de fapt, liceul, okay. am început să mă ocup din, uh, de, de circuit și am uh, făcut primele cursuri pentru copii, pentru adulți. Uh, în paralel, mergeam și în Campionatul Național de Motocross. Uh, și de acolo lucrurile s-au dezvoltat. Am început să organizăm etape de campionat național mai des. Uh, circuitul a suferit an de an îmbunătățiri, fiindcă mergeam la curse afară, vedeam care diferențele, înțelegeam nevoile și tot așa. Lucrurile s-au dezvoltat de la an la an. Cea mai mare explozie, să zic, și diferență, am avut-o din anii, nu știu, 2000. 13 încoace, când am schimbat uh, considerabil și circuitul și infrastructura circuitului, uh, copiii au început să apară din ce în ce mai mulți, școala avea din ce în ce mai mulți uh, uh, cursanți și, bineînțeles, echipa de motocross se alimenta, între ghilimele, din această școală, fiindcă acolo produceam uh, copii pentru a-i aduce în campionatul național. Și lucrurile au continuat să crească în felul ăsta. Deci pe lângă partea de administra circuit, organiza circuit da? Adică eu știu ce înseamnă că am făcut și eu și nu e simplu partea asta de pământ, de cum îl întreții, de cum știi, adică da. pe lângă da, chestia asta da, de da, know-how, știi, adică îți trebuie și utilajele, pentru că utilajele astea de a menține circuitul nu sunt niște chestii cum am luat noi odată un jeep și am zis că tragem un grader cu el și facem treabă Nu se poate. Da, înțelegi? Îți trebuie anumite utilaje, îți trebuie un tractor care are roata mare, are al cuplu, funcționează altfel. Îți trebuie, adică sunt, cum să spun acolo niște investiții foarte mari. Deci, nu văd, e adevărat Oamenii, oamenii care nu s-au lovit de chestia asta Și foarte bine fac acum Nu putem să fim atât de preocupați De Corel. niște chestii care nu ne interesează atât de tare Dar eu M-am lovit de chestiile astea Și știu că acolo sunt niște sume foarte mari De bani în utilaje În oameni care să, vină, Așa, care să vină La muncă acolo Deci circuitul ăsta TCS Park Este la 30 de km de București nu? 30-25 da, pe km. acolo Pe DN1 da, nu? 30 de deci, km dar Ajunge să faci, în 25 de minute. să faci 30 de kilometri dus, cu 30 de kilometri întors, zi de zi, da. ca să te duci la muncă, nu e așa simplu, adică da. nu e așa simplu, știi? Trebuie să ai oameni angajați, pe lângă asta trebuie să ai utilaje, trebuie să ai pasiune în care să investești acolo, că eu le spun oamenilor în România că asta nu e business. Adică dacă cineva se uită la podcastul ăsta și zice, bă uite Adrian Răduță, dar m-am fost eu la TCS, acolo știu eu, la raliul Bucureștiului când s-a ținut acolo așa, da, așa, am văzut eu pe acolo, lasă-mă că face bani, înțelegi? Nu, nu se fac bani, iar circuitele astea nu sunt multe în România pentru că în general oamenii de afaceri care fac afaceri, fac business, vor să câștige ceva și când pun pe hârtie și văd investiția și văd ce se întoarce și care sunt riscurile, zic, da, mă frate, când deschid cafenea sau îmi deschid terasă sau nu, nu, merită munca. Și atunci apar niște oameni pasionați care, prin pasiunea lor, suplinesc lipsa aia de bani, știi? Adică asta, asta, vreau să înțelegeți că aici ce face Adrian nu este sub nicio formă, nu, este sub nicio formă o chestie care ține de bani, nu este nicio, sub nicio formă o chestie profitabilă. Poate acum, după 20 de ani de circuit și școală și toate lucrurile, dacă le pui grămadă și mai e și o sponsorizare, să zici că ești pe plus, pe lună, dar plusul ăla nu te face să mai deschizi un circuit, adică să no, nu, nu e business, mei. știi? Deci să nu credeți că în România, cei care fac partea asta de motorsport câștigă bani din asta, suficienți pentru nu. efortul depus. Nu e, e suma de bani care ar trebui să fie acolo, e înlocuită cu pasiune, știi? Și atunci fiind pasiune, ha, mă, că mergem mai păcălești și luna asta. Hai că totuși n-am adus bani de acasă, hai că exact ce bine, știi? Acum de, de pasiune, practic la baza acestui uh, proiect, să-l numim așa, de când a început el din 2001, da. circuitul de la te TCZ Racing Park. Uh, la baza lui a stat pasiunea tatălui meu pentru motociclism și tot ce înseamnă uh, agregat cu motor, da, să nu da. uh, Și Ciprian Popescu. Asta a fost uh, baza, pasiunea lor pentru. Da, 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 pentru că ei și-au dorit să facă pentru ceva. acest lucru. Au avut, ca să zicem așa, și un pic de bă, circunstanțe atenuante, că era. Exact. Am avut foarte mult noroc cu utilajele pe care toată meu le avea în firmă și ne-am folosit de ele, fiindcă altfel dacă vrei să construiești un circuit și trebuie să să chiriezi toate utilajele acestea, E este aproape imposibil să-l construiești. Trăind din asta, nu este imposibil. Nu sunt nicio formă. Și atunci am asta vreau să înțeleagă oamenii, că ce se întâmplă la TCS Park se întâmplă din pasiune, nu se întâmplă pentru bani. Cum ai zis și tu mai devreme... Să știi că 18 ani de când s-a construit acest circuit s-a fost Numai pasiune. 100% pasiune și bani aduși, și din, alte aduși surse. din alte surse, da. în niciun caz bani produși în acel loc. În ultimii 4-5 ani lucrurile s-au schimbat și am început să acoperim costurile pe care noi le avem cu mentenanța acelui da. loc. Totuși După sunt 16 de aproape 27 de, de hectare care... Trebuie să întreținute, cosit, irigat. Nu mai se de co faci din 2001 exact, nu mai sunt tunz Toate lucrurile iar. astea trebuie să îngrijite pe lângă pistele de motocross și de auto existente acolo care și ele au nevoie de mentenanță cu tot felul de utilaje. Voi la TCS aveți și un parc de off-road. Adică da. acolo se poate acolo poate să vină orice om. Exact. Orice om permis sau fără, habar n-am, nu știu dacă se necesită, e necesar permisul de conducere dar să de. zicem că este uh, și își poate închiria o mașină 4x4, primește și instructor exact. care îi spune, poate să se dea și de fan cu UTV am Avem am un adică... circuit de rallycross și un da. circuit de offroad da. fiecare experiență durează aproximativ 30 de minute și oamenii pot asta pentru oamenii se pot bucura de, de rând, dacă iarăși oamenii respectiv vor să organizeze un eveniment acolo Puteți să luați legătura cu Adrian Răduță și să vă da, faceți un eveniment țeles. de off-road, da, puteți da. să faceți o întâlnire de mașini de teren, puteți să faceți un club care nu știu, are mai mulți membri, poate să vină să-și închirieze UTV-urile alea, să se dea pe timp, să-și facă adică, repet, oamenii sunt pasionați și acolo tot ce ține de pasiune și dacă suntem și noi pasionați și vedem lucrurile cu aceiași ochi și gândim la același nivel, se pot, face, se pot face foarte multe lucruri mișto. Deci să nu credeți că e ceva cu circuit închis sau doar pentru piloții de motocross și sau... așa. A. Tot în același timp că vorbeam, Adrian are o școală de motocross, școală de motocross care este de la copii până la adulți, până că a fost azi. și foc asta, știi, la tine <laughs> să facă niște cursuri <laughs> și este lucru, cum să spun eu, foarte bine de făcut. De ce? Pentru că uite, Marius a fost la cursuri a căzut și el în pădure, nu zice nimeni, dar eu fiind motociclist de stradă, când m-am dus în pădure prima dată, am hai, de mă, nu știu eu, ești nebun, nu știu eu. Și am luat niște trânte de nu înțelegeam de ce mă bate pământul, așa că eu nu făceam nimic greșit și după aia am conștientizat și am zis, băi, poziția pe motocicletă, băi, e foarte importantă poziția la motocross, cum stai, cum stai, cum te pui, cum frânezi, cum nu știu ce. M-am dus a doua oară, am pus în practică așa ce m-am gândit eu pe acasă, nu știu ce, iar și am căzut, îți dai seama de nu mai vreau să mă duc. Dar este foarte important la motocross să știți că există un antrenor. Puteți merge la orice vârstă la TCS, nu e foarte departe toate lucrurile trebuie să în niște pași normali. Nu există scurtături, adică nu există să mergeți în pădure că ați vezi moi cu motocicleta pe stradă și știți voi așa cum să o țineți, pentru că o să vă bată pământul rău de tot și credeți-mă, v-am zis, căzăturile la peste 35 de ani nu mai sunt cum erau dinainte, se vindecă mult mai greu și nu are niciun rost. Așa plătiți o sumă de bani care nu este exagerată și învățați de la un profesor niște chestii tehnice care contează foarte mult. Odată cu vârsta am înțeles că nu ține doar de talent. Ajută și talentul, dar trebuie să ai și niște chestii tehnice pe care trebuie să le știi. Că e drift, că e motociclist viteză, că este, nu știu, raliu, că e motocross și așa mai departe. Chestiile tehnice și tehnica ajută foarte mult și suplinesc câteodată și talentul. Și munca și exercițiu, iarăși, contează că foarte e. tare. Deci, poate să vină oricine la tine la curs. Da, bineînțeles. Nu contează bineînțeles. vârsta, nu contează. Important mai. este. Nu, Să meargă pe bicicletă este Ok, deci esențial. să știe să meargă pe bicicletă. Dacă da. nu știe, e mai greu. Și <laughs> să, să aibă un pic de uh, cum <laughs> să zic, chemare către okay. motorsport. Nu okay. neapărat motociclism. Okay. Dacă îi plac mașinile, da. -aibă sporturile de cu motor. De valențe, adică ex. să... Adică uh, el singur în mașină dată, să se fi dus într-o parcare să fi tras frâna de mână să vadă ce se întâmplă. Dacă n-ai făcut asta niciodată, e, e greu să mergi către motocross și Nu e da. Nu e imposibil, bineînțeles, da. dar... Trebuie să ai curiozitatea de a descoperi lucruri da. uh, ca să, să, să mergi în direcția aia. Dacă ești pur și simplu, nu te pasionează și se pare că mirosul ăla de la doi timp pe care îl scoate motocicleta te deranjează, deranjează. nu e pentru tine. Sunt uh, miliarde de sporturi pe care port, le poți încerca. Yachting, eu știu, nu știu, nu rafting, tot felul de chestii, nu neapărat motocicletă, pentru că uh, eu v-am experimentat pe pielea mea Știți cum e? Ca la mașinile de curse, dacă mergi la un raliu, te uiți la oamenii de afară, zici, nu, cred că ea, cu 60 la oră, e simplu, știi? A, uite și cu băieții te uiți la Red Bull Romania, nu știu ce, a, br -br gaz, a țărit, pac, pe pietrele alea, mânca vași talentul. E complet diferit. E greu, rău, dar nu are nicio ai. legătură, deci nicio legătură, gândiști pe motoreta acolo și... Eu nu zic de deal, că la deal nu te pui, că ți-e frică, nu te urci pe deal, dar dacă vine o vale de aia, doamne, Dumnezeule, deci este incredibil și v-am spus, contează foarte tare să știți părțile tehnice ale acestui da, sport, asta e, asta pentru e, asta că ajută e. Foarte este foarte important că ai de-a face cu un sport ce poate fi periculos, atât timp cât nu știi ce ai de făcut. și cu cât ești mai începător și știi mai puțin despre sport, cu atât ești mai expus. că consider că orice motociclist, fie motociclist de stradă sau off-road, nu contează. Este esențial să aibă o bază bună alături de un instructor care îi predă o bază corectă ca el să poată crește uh, performanța lui. Că vine vorba de viteză, de siguranță, de orice. Dar uh, tehnica corect învățată de la bun început este esențială. Altfel, lucrurile sunt destul de periculoase. Contează și vârsta. Contează și vârsta. vârsta. ești, cu cât ești mai, mai mic, da, știi ce cu se întâmplă... înțelegi mai bine. Știi? Da, mai ușor, da, și să aplici eu. mai ușor, da. da. Dar să știi că chestia asta cu eu mă dau doar în pădure, mă plimb, nu are nicio importanță. Baza este, tehnica de bază este aceea și în orice, în orice ramură a motociclismului te aduce, vorbesc de off-road, da. și nu contează vârsta. Okay. Fiindcă, zici, eu mă dau doar de plăcere for fun, dar for fun ții cele mai mari trând. Că nu-ți cunoști limitele, da. nu știi unde trebuie să stai pe motocicletă și ce ai de făcut. Și iarăși este un sport care, nu știu, nu-l nu l poți practica dacă nu ești și un pic atlet, adică dacă nu te ocupi de ai tine, să ai de o pregătire fizică, fizică da. minimă, motocicleta aia o, o pierzi sub controlul adică dă cu tine de pe foarte ușor. Când au fost și cu toate căzăturile luate, îmi obosise corpul, dar creierul nu conștientiza, da, adică da, da, pentru așa că era adrenalină și, de acolo și faci mai mult plăcea, da? Dar nu mai puteam să ridic motocicleta. Da. Nu mai putem. Băi, vă rog eu, ridicați și -mi mie motocicleta. Nu mai pot. Înțelegi? Și nu mai... simțeam în mâini că nu mai pot să țin. Așa? Nu mai... nu mai aveam forță. Zic, bă, frate, hai să mergem. Și era o oră. Aveam o oră de mers. Adică nu Știi? Cât vrei mă toci cât auzi? <gântuși> o zi, mergem, ne dăm toată ziua. Dăm, ce să te dai mă toată ziua? Nu e? și repet, adrenalina și ce se întâmplă în corpul tău, nu conștientizezi că tu nu mai ai forță, efectiv, și n-ai nici antrenament. Că despre asta e vorba. Mă duc eu exact. în exact. ca și cum te duci acum la sală și te pui să faci serii cum face unul care merge de 5 luni. Nu ai nicio șansă, nu da. există, da. nu se poate. Trebuie exercițiu și trebuie condiție fizică. Bun. Asta e partea de școală. Spunem, de copii. Că poate sunt oameni care se uită la noi și se gândesc, băi, l-aș da și eu pe Fimiu la, la, motocross să învețe, să nu știu ce, dar mi-e frică, bă, că după aia ia motocicleta să duce pe stradă, mai bine să nu-l duc acolo, cu ce îl ajută pe el că merge la motocross, cum îl disciplinează chestia asta, cum se țin cursurile. Eu știu de la Bodo, da. Eu știu de la Bodo și de aia te întreb Că știu de la Bodo că merge cu Sasha Merge la cursuri, merge și în Spania Merge, Adică se implică omul foarte bine Face din punctul meu de vedere tot ce ar trebui să facă un tată Care își dorește ca uh, fiul lui să ajungă nu știu, la cele mai înalte performanțe Să face tot ce păi, e posibil În primul rând, cred că un părinte trebuie să fie conștient Că acel copil va ajunge la vârsta de 16 ani Când vrea A1 sau B1 da. știu? Apoi face 18 ani și cred că sunt foarte expuși, unul, din punct de vedere al condusului pe stradă, fiindcă nu conștientizează pericolele, se cred Batman la acea vârstă, Superman și... Cum ne-am crezut noi toți la vârstele respective. Am avut și o perioada asta prin care am trecut, dar cumva să știi că sportul m-a scăpat un pic. Trebuie să fii conștient de faptul că se pot urca cu alți prieteni ce au deja permis de moto și ei sunt... Pasageri? Poate n-au ajuns, de exact. N-au ajuns la vârsta la care să-și ia permisul și să urcă cu alții pe motocicleta. Consider că motorsportul te duce în limitele astea să cunoști ce înseamnă situație, limită, pericol și poți preveni foarte ușor. Adică spun sincer că majoritatea copiilor ce se dau la motocross la noi și au făcut școala cu noi, au început de mici, au ajuns la 18 ani nu-și au luat permis. 70% din ei nu și-au luat permis de moto, atenție, nu vor să conducă motoarele pe stradă. De ce? Fiindcă au participat în competiții, ei știu foarte bine ce înseamnă uh, accident, ce înseamnă situație limită și consideră că e prea periculos să meargă pe stradă. Uh, nu vreau să descurajez treaba asta, dar vreau nu să zic ce efect au avut asupra, asupra lor. Și cu siguranță copiii ce practică un sport cu motor de mici nu mai au curiozitatea la 18 ani să facă tot felul de prostii, mm -hmm. greșeli mm -hmm. pe stradă sau să impresioneze pe cineva. Ei știu Corect. că se duc la circuit, acolo își descarcă adrenalina, da, 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 da. acolo dacă vor să impresioneze pe cineva să duc acolo și da, impre... da, 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 da. nu, nu, nu o să-și dorească treaba asta să sincer. No. Dar eu consider că la vârsta de 16-18, când, cred că atunci e o, e o perioadă foarte critică pentru ei, uh, vor fi mult mai safe decât un copil care n-a pus mâna pe niciun motor mașină până la acea vârstă. Și pur și simplu ai făcut școala și ești pe știu de la Podo că e, e foarte strictă treaba acolo cu școala. Și disciplina da, este, e... Este, adică, este, adică, este. adică știu că... Facem da. un pic de da. militărie. Fiindcă e un sport da. în care dacă îți lipsește disciplina, uh, prețurile sunt mari. Ok. Și atunci uh, nu vreau să ajungă niciun copil să plătească prețurile pe care le-am plătit eu prin accidente și da. prin ce am trecut de-a lungul timpului. Așa că disciplina e foarte importantă și stratează și respectă sportul. De la pregătirea echipamentului până la încălzirea dinainte de antrenament, absolut toți pașii îi învață în timp. Nu toți sunt, cum să zic, disciplinați la bun început, dar Fiecare pot evolua și, lui și cum aici, aici contează trebuie. foarte, foarte mult părinții să înțeleagă importanța disciplinei și să-l împingă către, către a fi Părere, mai disciplinat. Părerea mea este că dacă vreți să vă duceți copilul acolo la, la training, să-l ducă tații, nu mamele. Mamele n-au ce să caute acolo, că mamele sunt mai emotive așa și tot timpul simt nevoia să-și protejeze da. copilul. Și... Nu întotdeauna, să știe. nu întotdeauna? nu. Au venit și, au tați da? foarte emotivi. Și, da? Da. Care îi protejau și... Dar în fine, se schimbă chestia asta și nu face decât să, să, să facă din ei bărbați. Corect. Să Ce, care e cel mai mic cursant? Sau care a fost Bun, cel mai de obicei, mic cursant? Pre preferăm să îi luăm de la 6 ani în sus, fiindcă okay. te înțelegi cu ei și sunt suficient de înalt, suficient de înalt okay. pentru, pentru motor, dar am avut și situații în care am luat copiii de la 5 ani, erau destul de înalți și. Te puteai înțelege cu el E foarte important să te înțelegi okay. cu el Și să, să fii da, suficient de ce mare -mi Încât -mi, să aprecieze corect, corect Distanțele da. ei nu realizează Că motocicleta are nevoie de o anumită distanță Să oprească și Ok uh, Dar majoritatea vin de la 6 ani De la șase ani Și copii aveți acum la curs? În momentul ăsta nu știu să zic da, Dar anul așa trecut așa în, în jur de 200 de copii aveam în școală Mamă, 200 da. Mamă, 200 Și avem mai Am, multe am grupe, trecut da, mă, da, mă, Sunt mai multe grupuri. Și există un program Începem de la inițiere cu un curs de inițiere după care trec la, una, la o clasă ce o numim noi startup, după clasa de startup intră în grupa de începători, avansat și pro. De asta se întâmplă în 2-3 ani. Ok. Da. Poți să mi spui niște prețuri, oare? Adică, nu știu, să nu știu, poate sunt oameni da. care se uită o și ședință, spui, să o ședință o nu știu. O ședință cum care include antrenor și taxa de acces la circuit este 35 de euro. O ședință, o ședință. 35 de da. euro. Și are nevoie de multe ședințe. Sau nu știu cum se fac. Dep Depinde. Și pot lua pachete de câte 10 ședințe okay. sau de 30 de ședințe. Okay. Dar astea sunt ședințele cu moto motocicleta proprie. Okay. Mulți vin cu motoarele lor proprii. Alții vin și testează cu motoarele noastre după ce se convin că copilului îi place, Cumpar apoi că să apucă și investesc în motociclete și echipament. Dar până atunci nu, chiar nu face sens a, să, să cumperi motocicleta și e. echipamentul pe care copilul nu știu, să renunțe. Nu-i da, da, da. place, m -m -m pentru el plânge, nu vrea, nu mai exact. vreau acum mai mă duce la redute. Nu sper să nu fie avut situații de genul ăsta? Nu e imposibil. Nu știu, habar n-am, zic și eu, da, poate, nu știu, e pasionat de pictură sau altceva. Bun, deci 35 de euro o ședință. Nu mi se pare că e o avere, nu mi se pare că e ceva extraordinar pentru motorsport. Noi trebuie să înțelegem că motorsportul este scump. Motorsport da. ieftin nu prea merge, nu prea se pupă. Nu? Dacă am comparat prețurile de la noi cu ce da. se întâmplă afară, credem mă mulțim cu 10. Nu are nicio legătură nici. Se compară Dar noi ne dorim să dezvoltăm sportul la noi în țară și susținem foarte mult. Prin tot ce facem, noi susținem foarte mult dezvoltarea motocrosului în România și în, în, într-un mod uh, indirect, susținem de fapt, Dezvoltarea motociclismului, fiindcă motocrossul este ramura de bază a motociclismului, de unde copiii mai târziu pleacă către enduro, pleacă către. Nu știu, circuit, dar Circuit, de pleacă, da. Pleacă către moto, alte ramuri da, ale motociclismului. Da, da. Dar asta este pepiniera motociclismului uh, și e, noi chiar o susținem și vrem să dezvoltăm uh, pe e, cât se poate. Să spun eu, adică a, a, a luat așa avânt mare de tot motocrossul, pentru că, uite, mă uit. Știi, ăștia la sate, la, na, da, știi? care da. toți au câte o motocică de cross. Da, da Se duc iau în pădure acolo N-au da, făcut, ok, cursuri. Sunt fel convins. Da. Dar vin copiii din spate care văd, Băi uite Costel cu Vasile și cu asta se duc cu motoretă. Vreau și eu." Și Correct. de acolo, adică pe lângă mașinile de off-road care iarăși au luat o amploare foarte mare în rândul uh, pasionaților, să zic așa, civililor, nu a piloților și a motorsportului. Așa e și cu motocrosul, pentru că relativ este un sport ieftin. Vorbeam cu un prieten uh, uh, ieri, ce înseamnă o etapă, cât îl costă pe el să se ducă să dea la o etapă de motocross, de asta de amatori, nu pro, da? Și a zis, bă, mă costă o învelopă 100 de euro, mă costă cazare 100 de euro, mă mai costă, deci mă costă undeva la 3-400 de euro, să zicem, da. uh, să mă dau acolo. Uh, avem și premii, cei care organizează dau și primii de 2000 de euro, de 2000 de euro, adică nu e da. chiar așa, ne dăm pe cupe de librărie, deci poți să, ai, ai, și o motivație așa să tragi, să zicem că poți să câștigi ceva. Și spre deosebire de o etapă de circuit pe asfalt, care costă 5000 de euro. Tot un prieten care se dă Costur, la... Costru, știi, mult mai mari acolo. Asta spun, este și un sport relativ ieftin. Da. Adică eu am rupt o motocicletă și m-a costat 2000 de lei. Adică, știi? Că am da. dat pe o roată, s-a răsucit, am căzut, s-a rupt codița cu maneta. A câteva plastice și... De adică n-a fost, nu știu, ca la motocicleta de asfalt, caz cu ea pe aia, se dă peste cap, se jale. Da, nu vorbești de mii de euro. Mii de euro. <coughs> și asta spun, fiind totuși un entry level în motorsport, foarte mulți oameni îl practică. Da. A, a, oficial sau neoficial. Că da. merg ei pe dealuri și pe păduri, că știi discuțiile, ai văzut cu ursu, cu Alec, nebunie, oamenii, ce căutați acolo, ați deranjat ursul. Da, Părerile sunt împărțite, oricum. Stricați, stricați ecosistemul și natura și că mergeți în pădure și se aud tobele da, și nu știu da, ce. Da, da, știu, știu Dar foarte bine povestea. Oamenii da. trebuie să înțeleagă că trebuie să fie loc sub soare pentru toată lumea și pentru motocicliștii care deranjează ursul și pentru oamenii care se duc să, nu știu, o culeagă ciuperci menții. sau să meargă pe jos. Adică trebuie să avem loc pentru toată lumea, ăla cu motocicleta nu trebuie să treacă peste cearșeful ăla, că merge la camping, încearcă și să o colească și ăla cu campingul, se pune și el cu campingul nu pe urcarea lor de acolo de la munte, că se văd urmele, dă-te-mi și tu mai așa și e bine pentru toată lumea, dar odată cu... Uh... Mass media și ce înseamnă paginile astea de socializare. Nu, no, ne place mult să dăm cu hate și întotdeauna dacă moare și capra suntem vecinului. Foarte asta, da, foarte bun la asta și întotdeauna dacă moare și capra vecinului, e mai bine așa. Suntem liniștiți. Cum vezi tu că se întâmplă în competițiile astea? Peste tot, cu toți oamenii care stau de vorbă din diferite discipline. Ei spun că suntem foarte bine în ceea ce privește nivelul care suntem, drift, rally și așa mai departe. Suntem foarte, drag racing, suntem foarte bine acolo, față de ceilalți, suntem la același nivel cu el, cu ei, la, la nivel de uh, material competițional, ca să zicem așa. Deci okay. așa. Uh, Suntem foarte buni, uh, e totul foarte bine, ne ajutăm între noi, în numai lapte și miere. Cum e la motocross? E ca nivel față de cei de afară, cu cine ne batem. Cum scă? Ca și uh, material competițional nu stăm rău. Okay. Dacă vorbim de tehnică, da, ce da, motocicletă da, avem, da, da, da. ce logistică avem, nu stăm rău. Okay. Am, am evoluat mult în ultimii, în ultimii ani. Okay. Din punct de vedere al performanței sportive, creștem. Okay. Nu suntem nici cei mai răi, avem sportivi buni în, 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 în țară, Chiar și la noi în echipă avem acum, îl avem pe Ordox Zoltan, ce a fost la o etapă de ADAC în Germania și a terminat pe locul 22. Nivelul este foarte ridicat acolo. weekendul viitor merge la încă o etapă sunt sigur că acolo asta a fost prima lui etapă și sunt sigur că se va clasa mai bine faptul că te califici deja la o etapă de genul ăsta deja ai făcut un pas important și mai avem alți copii în echipă rapizi și evoluează, îl avem pe Sami Dumitru, a fost anul trecut uh, campionul balcanic la clasa 65 și mulți alți copii talentați și muncitori. Uh, rezultatele, eu cred că le vom vedea mai târziu, vom avea mai târziu, mai târziu înseamnă 10 Când ani de concord. Dar de muncit, faptul că acești copii, acești copii deja uh, performează la un nivel bun, consider eu, eu cred că asta ne promite și ne deschide cumva nu știu, cel puțin mie îmi creează speranța că vom avea și noi copii participanți, sportivi participanți în campionatul mondial peste 10 ani dar este nevoie de extrem de multă perseverență, răbdare care mi se pare esențială în, în sport și perseverență nu putem încerca doi ani după care vedem că nu avem rezultate crezi că experiența celor de afară Experiența la curse. Noi avem 20 de ani, să zicem. Sau da. Tu ai 20 de ani de experiență la curse, cu antrenat, cu copii, cu mers, cu... Hai, pe acolo. Poate n-ai 20 de ani. Poate ba da, 20, 20 de 20 de ani, 22 de ani. Ok. De experiență. Crezi că pe ei, plusul lor, că ai văzut că tu zici, domne nivelul acolo e foarte ridicat. Da. De ce crezi că e foarte ridicat de, din experiență? Pur și simplu că îi fac de 100 de ani. P uh, sunt foarte simple lucrurile. În primul rând... Uh... Un campionat național într-o țară din vest are cel puțin 10-12 etape, okay. al nostru, adică mult mai multe concursuri. Al nostru are? Al nostru are momentan 4-5 etape pe okay. an. E. Asta, cum să zic, este o chestiune uh, de care răspundem toți cei ce suntem implicați în fenomen. Nu există un vinovat pentru treaba asta. Da. De la... Vendorii de motociclete și echipamente, cluburile sportive, sportivii, federații, toți. Este, sunt to, Toți acești indivizi contribuie la dezvoltarea motociclismului în, în țara respectivă, a evenimentelor, tot. Acolo au foarte multe competiții, au foarte mulți sportivi licențiați. Au o tradiție cu sportivi ce au participat în campionatul mondial. Una este să crești ca și copil sportiv alături de, printre foști campioni Campion. mondiali, și să participi în fiecare weekend tu să fii cu Vărul, fratele, la câte o etapă de motocross. Este normal să ai cu totul alt nivel acolo. Okay. Dar noi am făcut din copii ce n-au avut părinți sportivi vreodată sau părinții n-au avut motocicletă, pur și simplu s-au trezit practicând acest sport și vrem să-i facem campioni europeni mâine. Nu se poate. Da, nu se, nu se poate. poate. Trebuie să avem răbdarea ca poate copilul lui da, da, nu, nu. va avea ocazia să participe într-o etapă de campionat mondial. Cel puțin eu așa o privesc. Asta nu înseamnă că cu cei, ce, cei pe care îi avem noi acum nu vom face rezultate. Avem toate șansele. Dar nu se întâmplă ușor. Nu se întâmplă și așteptăm. Corect, da, așa da. e. Au mai multă experiență. Au mai multă experiență, au... Este vorba de, cum spunea și mai devreme, am adus această etapă de campionat mondial în România de juniori și asta este rezultatul mulții noastre de 20 de ani. Așa este și în... Așa va fi și cu sportivii. Vom avea un copil, probabil, cândva în campionatul mondial de MXGP, dar Trebuie să mai așteptăm câțiva ani și să muncim și să fim perseverenți, prezenți la toate etapele și toate antrenamentele, dar cu siguranță vom ajunge acolo, sunt convins. Uh, hai să povestim un pic de ce înseamnă MXGP, ce înseamnă campionatul mondial, ce înseamnă partea asta de juniorat și ce înseamnă uh, organizarea de etapă. La noi în România, cum o vezi, cât de greu e, ce așteptări ai? A... Uh. Cât de greu e. Este grea, să știu. Adică anul trecut când ne-au confirmat că putem avea această etapă, m-am bucurat extrem de mult, dar în același timp știam. Da Știți că muncă da, e. Cât de muncă, și ce urmează să se întâmple, dar nu contează câtă muncă, indiferent, okay. mi am okay. asumat treaba asta de, de la. Da, exact, Mai adică contează. nu mă plâng nicio secundă. Okay. De, tot ce facem toate eforturile, însă știu că rezultatul va fi unul foarte bun pentru tot motocrosul românesc, atât și pentru noi ca și locație, dar cât și pentru motocrosul românesc și copiii din România. Sunt două campionate diferite. Campionatul Mondial MX Junior, pe care îl okay. vom avea noi acum, este okay. practic o etapă pe an okay. unde se desemnează campionul mondial la clasa 65, 85 și 125. Este o etapă, fiindcă este o, se, se, și se ține în vară, fiindcă e singurul moment în care copiii au vacanță, toți, okay. întreaga planetă. Okay. Și atunci este o singură cursă, un singur eveniment. MXGP, unde merg seniorii de la clasele MX2 și MX1. Acest campionat are, dacă nu mă înșel, 18 etape. Dacă nu mă înșel. 5 sau 6 peste ocean, Statele Unite, America de Sud, Thailanda, iar restul sunt, etapelor sunt în, în Europa. Acel campionat mondial este, nu știu, golul nostru suprem să ajungem să organizăm o, o etapă de, de genul acesta, dar este extrem, extrem de costisitoare și locația noastră trebuie să mai sufere mici modificări să o aducem la nivelul ăla. Cu ocazia acestui uh, campionat mondial de juniori, am adus foarte aproape de cerințele de MXG pe circuitul și am făcut un pas mare înainte din punctul ăsta de vedere. Uh, visăm de mult să avem cursa asta uh, la noi la circuit. Și sunt sigur că va fi un eveniment de succes pentru, pentru noi. O să fie transmisă live, oare? da, pe TV, din, din pe câte undeva, știu. Niște țări, ceva cumva. Da, da. da okay. se va transmite live în România. Ok. Federația a organizat uh, această transmisiune mm -hmm. cu TVR2, mm -hmm. din câte am înțeles, chiar ieri au venit în Foarte prima frumos. inspecție și se va transmite evenimentul live la TVR2. Bun. Ce cerințe au oamenii? Ce s-a părut așa? s-a părut ceva exagerat? În uh, cerințele lor de organizare? Nu ieșite din uh, normal, normalitate. Normalitate, da. Spălătorie de motorete, nu știu. Trebuie să ai o spălătorie betonată pentru motociclete, uh, 40 de posturi, de 3 pe 3 fiecare post. Ok. Uh, Așa când spui o spălătorie de motocicletă, te pui niște beton, simplu, nou ne-a luat vreo 35.000 de euro să facem această spălătorie pentru 40 de motoare. Bine, o... să zicem că investiția, eu, rămâne, eu investiția acolo. rămâne acolo. investiție, rămâne orice acolo, orice eveniment am face. să aibă spălătorie da. de motocicletă. Uh, marea schimbare pe care noi a trebuit să o facem, a trebuit să modificăm startul. Startul vechi pe care îl aveam la circuit era unul uh, cu o viteză prea mare în primul viraj și Acum se cere un viraj de 180 de grade, unde piloții frânează mai mult și riscul de accident scade considerabil. Okay. Și a trebuit să găsim o variantă, să, să schimbăm acest lucru și să, să îmbunătățim. După trei zile în care Greg Atkins, cel ce a modificat circuitul acum, a venit în România în ianuarie, trei zile ne-am ne stors creierii să vedem ce variantă găsim. Am reușit să găsim una foarte bună, am fost nevoiți să tăiem câțiva copaci și noi țineam foarte mult la treaba asta, că au fost plantați de, de mici, și nu ne doream da. să-i stricăm, dar nu aveam cum să facem schimbarea fără a face treaba asta. Iar acum avem un circuit ce mergem în sens invers, comparativ cu cel, cel am avut, dar cu repoziționarea startului, cu un start nou mult mai bine făcut. O infrastructură nouă, schimbată complet, un padoc mai mare, un alt turn de cronometraj pentru, pentru federație. Uh, am schimbat foarte multe lucruri acolo și uh, le-am schimbat în bine. Și astăzi sunt niște lucruri investite acolo pe, pe termen lung. Cum o să ajungă spectatorii acolo? Te-ai te -ai gândit la ceva, la un autobuz, un microbuz? Un... Uh, încercăm să, să găsim o soluție. Din okay, păcate, un nu a... Da, așa, așa ne-am dorit dar ne-am lovit de, 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 un zid ca Dacă întotdeauna. Da, asta, asta, ne-am fi dorit dar... să facem o cursă din piața presei libere până acolo, să da. însă n-am, -am găsit sprijin din punctul de Maria, am, am, încercat, dar okay. nu, nu, se poate. Nu se poate okay. uh... În schimb, sper să găsim niște autocare cu care să facem noi niște curse, să închiriem acele autocare și să facem niște curse de la piața Presei libere până da, la circuit. Să vină exact. Care... Nu mașină, nu, mașină nu, corect. Nu, nu. Pentru cei ce au mașină va fi o parcare destul de mare pusă la dispoziție, unde oamenii pot parca civilizat, safe, cu pază și accesul va fi la o distanță de probabil 150 de metri de parcare în circuit. Asta e acolo câți participanți sunt la junior. La ne mix, așteptăm zi? la 240 de participanți. și sunt mai în cele clase, trei ani, nu? Trei, trei clase, clase, 65, aici avem copii între 9 și 12 ani, 85, okay. 12-14 și 125, 14-17. Ești amertare. La 17. Foarte tare, da. <laughs> amertare, rău. Când înțelegi un pic sportul și vezi ce poate face un copil la 12 ani cu o motocicletă, este de, de, multe ori mie mi se pare ireal am făcut sportul am practicat 22 de ani dar e, da, evoluează fantastic tu, copii. tu și îmbătrânești și conștientizezi altfel lucrurile și vezi altfel, corect n-au frica asta de da, așa e, să așa Sus, rău de toată, adică nu știu, e altceva da. când ești copil și altceva da, așa. când te maturizezi și nu mai Conștientizezi poți. Conștientizezi mult mai bine pericolele mai și greu. Știi ce se poate întâmpla. Da. Bun, uh, uh, zi etapa se ține pe parcursul a două zile de weekend sau trei? Da. 8-9 zi... iulie, sâmbătă-duminică. Ok, sâmbătă-duminică, okay. sâmbătă de sunt... până după amiază, nu? Da, Sâmbăt, sâmbătă avem antrenamente libere și antrenamente de calificare. Ok. Okay, deci, practic, okay. dacă vor fi la grilă pot intra maxim 40 de sportivi. Asta vreau să vorbim de start. Da. Poate oamenii nu știu, dar la uh, motocross startul se ia de pe o linie. Adică toți exact. sunt pe aceeași linie. Nu? Există niște porții de start individuale. Da. Okay. ele Care coboară da. automat și atunci te-a Și când pică acea poartă din fața roții, Pot pleca 40 de sportivi, sunt 40 de locuri. În cazul în care pe se prezintă... linie, mai avem și a doua nu, linie? Nu, este doar o linie. Doar, o linie, doar okay. o linie, În cazul în care, în calificări, există mai mult de 40 de locuri de sportivi înscriși, okay. aceștia se separă în două grupe și se califică în După funcție de pe timpii okay. pe care îi scot cei mai buni 40, cei plus mai buni 40. două rezerve. Okay. Acele rezerve rămân în așteptare în cazul în care la prima manșă nu, nu se prezintă okay. unul din cei 40, va intra prima rezervă, nu se prezintă nici al doilea, intră și a doua rezervă. Okay. Deci ce trece de locul da. 42 nu mai. merge acasă. Nu. Va, avea un, uh, va avea o, o manșă de a, sau. Okay. Uh, consolare, o numesc ei. <laughs> <laughs> vor participa la acea manșă, dar uh, nu vor puncta. Da. Asta așa, e, astea, astea, astea sunt regulile da. jocului, așa jucăm Deci 40 pleacă de la start uh. Uh, sunt, sunt toți pe primul loc, cum ar reveni uh, Există avantaje? Adică există, îmi aleg interiorul, tu exteriorul? Uh, da, există, cu siguranță Cu cât ai uh, distanța dintre grillă și primul viraj mai mică Parcurși mai puțin metri, ești okay. mai rapid Dar nu întotdeauna te ajută și trasa Ok, încă și cum se stabilește faci, uh, chestia asta? În asta o stabilește fiecare uh, Da, cel mai bun calificat Intră și primul locul. la grilă. Își alege locul, locul sau intră un... pe interior? Intră, nu, intră el primul și își okay. alege poziția ah, în grilă. Unde vrea, ok. Da, unde vrei. Îți okay. alege unde vrei. unde vrei. Locul 2, locul 3, Unde exact. vrea și tot așa, exact. am înțeles. Ok. Da, pare fer. Da. Pare fer. Ai yes. cel mai bun timp, îți alegi locul de unde pleci. Corect. Interior, exterior, habar am fie din mijloc, de unde vrei tu. Că e bătaia acolo, asta te primul e haos. Și e cel mai spectaculos moment al cursei, startul. Da, startul, da. da. Și după aia min băieții, sar, uau, wow, wow, viraje, sar, 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 nu mai depășesc, da. mai nu știu ce. E, e, e spectaculos, e palpitant. Câte tururi de circuit fac? Bun, vor merge clasa 65 15 minute plus două ture. Plus okay. două ture. asta înseamnă undeva în jur de 9 ture, vor merge okay. cei mici. Cei mari se vor duce undeva în jur de 17-18 ture. Bun. Deci sâmbătă avem părțile de calificări și antrenamente, duminica, duminica avem... manșele de concurs. Manșele de concurs, care cât da. sunt? Una sunt pe... două manșe, două manșe per clasă. Două manșe per clasă da. în care ei strâng puncte, cum ar veni? Exact. Puncte, exact, În fiecare și o primește un număr de puncte. Și asta ce spuneai tu, etapa asta aici, e ca un fel de finală? Adică e un fel de final, Adică aici da. se stabilește campionul? Exact, cine aici se stabilește astea, campionul da. și tot aici primește și titlul de campion mondial. Super tare! Și n-aș vrea să omit. Vineri vom avea festivitatea de deschidere a acestei etape, ce va avea loc la Promenada Mall. Vineri, care e vineri? Vineri, asta fiind 7 iulie. Ok. Sâmbătă, duminică, Vol, 1, 9 iulie. Bol. Este okay. să avem antrenamentele și competiția la. Și Kirkuit. vedem motocicletele sus pe promenada, nu o spune? spune. Uh, da. Deci adică se face cumva startul nu Nu sus, acolo? Ci, ci jos. Jos? Vom avea o scenă, da. Ok. Deci se va face, adică vom avea toți concurenții acolo la promenada? Toți concurenții vor fi acolo și se vor prezenta echipele fiecarei o, țări. Tare. Uh, și încă o chestie, se va puncta și trofeul uh, națiunilor, fiindcă vor, uh, vor face o premiere și a, a uh, țărilor uh, ce reușesc să obțină cele mai multe puncte sau cele mai bune rezultate. Okay. Mai bine okay. Spus. Deci, ok, bun. Deci o să fie, o să fie nebunie. O să da, fie multă da, lume, da. multe motociclete. Așa, așa sperăm. Fiind luna iulie, sperăm să nu plece foarte multă lume de de în gen, vacanță în perioada aceea. Câți... Uh, cum stați cu partenerii? Că eu uite, am venit și bă, uh, Mă, aici trebuie aici să, să, trebuie să fă trebuie fă le mulțumesc celor care s-au implicat să ne sprijine în organizarea acestei ai, aceste etape, fără de care, sigur, nu, nu am fi reușit. Uh, este vorba de, în primul rând, de... Uh, Bogdan Zahărescu de Bodo Da, ok Este vorba de Maria Socea okay. Colegii mei de la circuit Teo Ștefănescu Și tot staful pe care îl avem acolo Muncim zilnic din greu Să, să terminăm cu bine organizarea Tatăl meu Ciprian Popescu Cu care fiecare, în fiecare zi Cred că ne auzim de 15 ori la telefon Să discutăm toate detaliile Și pe lângă Treburile de zi cu zi pe care le are în, în businessul lui, se ocupă și de treaba asta, și chiar uh, nu aș fi reușit să, să organizez acest eveniment fără el. Iar apoi, toți sponsorii pe care îi avem, o parte din ei sunt sponsori ai echipei, ce ne sprijină de atâția ani, adică părinții e... ai copiilor, sunt de obicei, da. Care mergeți de Exact. Multe, și ne -au, uh, chiar au înțeles, uh, au înțeles nevoia organizării acestei etape și. La fel cum vorbeam mai devreme de pasiune Sunt cei oameni pasionați de, de acest sport da, Mai ales că au copii activi da. în, în motocross Și ne susțin În organizarea acestei etape Și bineînțeles Ministerul care a aprobat un buget De, de sprijin împreună cu federația lucru bun. Și sunt implicați în, în această organizare Ceea ce ne bucură Și ne și ajută în acest eveniment da, eram curios de interesul companiilor private la ce înseamnă evenimentul ăsta Fiind un eveniment de talie mondială, să zicem așa, se va uita toată lumea la el Și eram curios companiile astea din România dacă te-au căutat Dacă ai, ai cineva nou. nou care să zică, băi, uite mă ce tare, ai că nici nu ai cu niște bani acolo, că e, e tare Dar știi că cum s-a întâmplat? Treaba asta s-a întâmplat prin Bodo Bodo a El fost ocupă. cel care a deschis ușa și, bineînțeles, Maria Socea. Uh, Maria vine la noi la antrenamente de ceva vreme, pasionată, o face doar uh, de plăcere, ca, ca sport, și vine să dă cu motocicleta Și Maria, la fel, la rândul ei, a, a reușit să aducă să ne sprijine și să aducă niște companii. Deci, ei au fost oamenii care. Uh, au pus osul la, la treabă la și ne-au ajutat asta. să găsim acest partener. nu, acest nu Niciun... Nu, 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 nu. nu, nu, nu. da, știi ce? este, este ca. un pic perceput greșit motocrossul la noi și sperăm Hai să discutăm în timp de să, ce? Hai, de ce? schimbăm de ce e perceput greșit? Uh, Uite, eu m-am uit de treaba asta acum mulți ani. Este un sport pentru nebuni, mi se spunea. Uh, trebuie să te droghezi să faci sportul ăsta, trebuie să fii nebun dai, să drogurile. sari cu motocicleta. Dar, în schimb, lumea nu știe că la baza acestui sport, uh, când îl practici la nivel profesionist, trebuie să fii un atlet ce să dă cu o motocicletă de motocross. Da. Nu trebuie să fii un motociclist ce pilotează o motocicletă, fiindcă trebuie să fii foarte bine pregătit, atât fizic, cât și psihic, să poți controla motocicleta în atâtea eu situații știu, ce mai, se întâmplă. Fracture de într-o fracțiune se de, de secundă, da. Adică și noi am crezut că hai, de că merge așa, merge, știm noi, da, nu, e, kilometrii nu e, kilometri nu e. Deci exact ce vorbeam înainte de podcast, oamenii generalizează. Că așa suntem noi, oamenii nu stăm de fiecare dată la orice cuvânt pe care îl scoatem pe gură, să ne gândim 10 minute înainte, că poate e bine ce am zis, poate nu, poate nu. hai, aruncăm așa cu cuvintele și zic, mă, dracu de aia nenorociți cu tobele lor, fac pârie, n-ai văzut, ei dracu, nu să dormim. Toți golani. Și ziceam că în, în tot ce înseamnă pasiunea asta, care se regăsește și în parte de motorsport și în parte de oameni care practică pe stradă chestiile astea, fără să fie afiliate la cluburi sportive sau să facă performanță da. din chestia asta, pur și simplu își doresc și ei. Cum vorbeam, exact cum sunt culturiștii. Culturiștii sunt niște oameni care merg la sală pentru ei sau pentru a participa la anumite concursuri. Nu toată lumea care e culturist participă la concursuri și nu toți au ca scop să omoare oameni pe stradă. Că dacă îl vezi pe ăla cu super mușchi așa, zici, mamă, ăsta poate să fie asasin plătit, nu? Că da, are mușchi ăștia, nu care cu el greutățile alea de mușchi. Degeaba doar ca să impresioneze fetele. Deci nu, nu toată lumea trebuie catalogată așa. Sunt, bineînțeles, și motocicliști care văd ei în filme cu găști, cu gești de piele, cu habar ce visează ei, că fac acolo cluburi și așa mai departe. Sunt, sunt, și genul ăsta de oameni, dar majoritatea oamenilor sunt oameni normali, sunt oameni ok, care respectă regulile de circulație, care merg în pădure să se recreeze și nu vor să deranjeze pe nimeni, nu vor să strice ecosistemul, nu vor să calce floarea de colț, să o rupă, să dea burnout pe ea, nu, sunt nicio formă. Și așa cum spuneam, nu trebuie să mai generalizăm. Uh, Motocrossul este un sport, uh, fie că vreți, fie că nu vreți. Fie că îl înțelegeți, fie că nu îl înțelegeți, el tot sport rămâne și oamenii care îl practică de performanță sunt sportivi de performanță recunoscuți și uite și prin lume se întâmplă competiții, sunt sponsorizări, sunt bani băgați. este foarte dezvoltat sunt, și cunoscut acest sport da, la noi. E un fenomen fantastic eu mă tot uit pe internet și știți foarte bine că sunt acele compilații de motocicliști versus mașini versus oameni versus discuții. Discuțiile astea sunt peste tot, pentru că oamenii în general sunt deranjați peste tot în toată lumea asta oricât de oricât de, oricât de, nu știu, de inteligență ar fi ei, oamenii simt nevoia să se exprime. Băi, faci călăgie cu toba, de ce mergi pe aici? N-ai voie? Nu, stai, că am voie, nu e nimic ilegal. Motocicleta e matriculată, omologată, și ce trebuie să facă ea? Că da. Și Harley-urile alea care trec pe stradă, credeți-mă că duduie geamurile pe bulevard când trece un Harley de la... Da, da, așa e. Nu? Aia nu mai sunt golani, aia nu mai sunt uh, hoți, aia, aia nu mai aia... disturbă liniștea publică, aia nu de. mai Oricum. fac curse pe bani și așa, am și Am, devenit, și... am devenit extrem de sensibil la orice. <laughs> era la orice. un orice. meme de da, era un meme de când și spunea așa, zice, domne. Uh, mergea totul bine și dintr-o dată am devenit prea sensibil. <laughs> Asta s-a întâmplat. Adică totul mergea ok, toată lumea își vedea de treaba lui. Existau motociclete, existau curse de noapte, existau. Am rămas vezi. cu o sensibilitate da. după pandemie. Da. da. Și acum toți <coughs> te deranjați că la face, că la trece, da, că da. pune viața în pericol, că a trecut pe lângă mine, că de ce a trecut așa aproape, că de ce merge la cu trotineta, da, de ce merge la cu bicicleta, dar bicicleta nu mai are voie pe trotuar, dar bicicleta are voie pe stradă. Da? Știi? E... Suntem foarte deranjați de lucruri și nu stăm să le gândim în profunzime și să vedem exact, Bă, ce face ăla? Bă, mergem aici, mă, pe astea. Bun, loc să meargă pe stradă, e de aprecia că mergem în pădure, mă, frateț. Eu știu de la ai mei când ziceau când eram mic, bă, vrei să faci gălăgie? te mă, în pădure. Păi <laughs> am venit în pădure să fac gălăgie. Dacă aici, aici nu mai pot să fac gălăgie. Așa. Unde să mai fac o gălăgie? Că în oraș nu pot, acolo nu pot, acolo nu. M-am venit în pădure. De deci ce de aprecia faptul că am venit în pădure? Nu oamenii care merg în pădure în, încearcă prin mersul lor în pădure vorbesc ei 10 motocicliști, băi, mergem, le stricăm la ea liniștea, bă, că îi găsim pe aia pe la camping, pe acolo le tragem cu motocicletele, să facem praf, să nu... Nu, sunt nicio formă, nu, oamenii merg să se distreze, merg să, cum să spun eu, să beneficieze de viurile alea superbe, când ajungi pe vârful unui deal, un munte și așa mai departe, se bucură, merg pe creste, nu e nimeni rău intenționat. Repet, nu vrea nimeni să distrugă, nu vrea nimeni să facă chestii de genul ăsta. Nu asta este scopul oamenilor. Vor doar să se relaxeze cum vor și cei care merg la camping sau merg să culeagă hribi. Hribi. Știi? Eu n-aș merge niciodată să coleg criptă. Da? asta nu înseamnă că îi condam pe cei care o fac sau mă apuc să îi filmez și să zic, ia uite, domne, a parcat asta mașina aici pe drumul forestier, nu mai am eu loc să trec cu mașina mea de off-road. Ce caută domne asta cu Loganul aici? Că el n-are voie aici, știi? Și așa, deci de asta zic, încercăm să fim, să fim mai ok cu cei din jur, să acceptăm că fiecare e pasionat de câte ceva, să apreciem faptul că nu vine să tureze motocicleta de doi, doi timp, să-i regleze pe acolo carburator sau ce avea el pun în spatele blocului sub geamul tău. Are. Adică, așa? Să apreciem faptul că sunt niște oameni pasionați care fac sacrificii să ne ridicăm și noi la standarde. de europene, să zicem așa, că doar nu ne aliniem cu Europa, e cu toată lumea și în toată lumea se întâmplă și peste tot este foarte... Cum e Bulgaria? Că eu asta, eu cu Bulgaria mă compar, nu cu Ungaria. Ungaria e peste noi. <laughs> Cum e Bulgaria la... la Bulgaria, cel puțin în ramura motocross-ului, stă foarte bine, să știi, și au, au sportivi în campionatul mondial. Acum au unul singur, că ce merge în toate etapele de campionat mondial, și sunt mai bine dezvoltați decât noi, adică au și circuitele foarte bine dezvoltate, fiindcă au avut la un moment dat un proiect prin care, din câte am înțeles, fiecare județ trebuia să creeze o bază sportivă, un circuit, circuit okay. da, cu toată infrastructura necesară a acelui circuit ca el să funcționeze la standardele okay. regulamentului. Okay. Și au făcut treaba asta și au vreo, cred că în jur de șapte-opt circuite destul de bunicele ce respectă toate normele Bun. cerute. Deci, mult mai dezvoltați. Da. Și bulgari. Da, da. De unguri nu vorbim că n-are rost. Ungurii, da. <laughs> mai avem până acum. <laughs> rost să tragem, mergem, tragem și noi în direcția asta da. și România a evoluat, din multe puncte de vedere a evoluat foarte mult în ultimii ani și eu sunt sigur că eu vom, ne vom dezvolta mult mai mult. Dar avem nevoie de, de răbdare și perseverență, cred foarte tare în treaba asta și da. Să nu mai avem fluctuații azi, facem, mâine renunțăm, ne răzgândim, trebuie doar să fim extrem de perseverenți. Da, na, e greu cu oamenii care, exact cum spuneai la început, vor rezultate imediate în România. Nu, nu există. E, e greu să-și da. să bugeteze așa pe 20 de ani, adică, știi, și sumele investite, și toți vor repede să scoată banii, da. dacă îi scoți, să îi scoate și de 10 ori mai mult decât au băgat, și tot așa. De business, în motorsport la noi mai durează mult până să ajungem la nivelul de business. Tot ce se poate face în motorsport acum este pasiune și dacă, exact cum zice și Adrian, după 20 de ani de muncă acolo la circuit, ajungi să zici, băi, suntem pe zero, nu mai aducem bani de acasă, E un lucru foarte bun. Dacă gândurile sunt că ne îmbogățim și stai să vezi ce buboială facem noi acum și dăm tunul și stai să vezi, nu e gândirea corectă și nu e afacerea în care trebuie să investiți. E multă pasiune, da. care v-am zis, o suplinește partea financiară, că altfel nu se poate, din păcate, la noi. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii să ne povestești, să afle lumea, ce se întâmplă acolo, să vină. Nu te-am întrebat, cum e cu biletul? Pentru, e cu bilet pentru vizită? Da, este cu bilet. E cu bilet. Toată lumea poate intra pe iabilet.ro, okay. acolo sunt biletele disponibile la vânzare, sunt 85 de lei pentru ambele zile okay. și se achiziționează foarte rapid online. M-am gândit acum, nu știu dacă te-ai gândit, dar te întreb eu și poate te gândești. Există și loc de campat acolo, oare? Da, există. Pot deci oamenii există loc ce vin de vină. Da, da, deci da. da avem câteva spații amenajate cu... cu iarbă, okay. unde oamenii pot veni cam. Adică la modul. Mă gândeam că vine sâmbătă dimineața și stă până duminică, știi? Sigur, sigur. Să fă nu fă mai probleme. plece, știi? Da. Că are rulot, are cort, are Fără mașină de overlanding, de că s-a dezvoltat foarte tare chestia asta și, știi? Da, da, da. Păi merge și noi. La circuit face și camping acolo, vedeți, și pe cu motocicletele, mai faceți și un grătar. Vorba română, cu pe grătar nu, Normal. E, nu e treaba bună. Mâncare aveți acolo? Deci, da, cu siguranță. Deci cu avea mâncare, multe... băutură fără probleme, da, da. loc de parcare avem uh, și restul de distracție oferite. de... Oamenii vor sta foarte aproape de, de pistă, adică nu sunt okay. la distanță, vor fi foarte aproape de circuit și pot simți piloții foarte aproape de ei, ceea ce îți creează senzația aia. Da, de... Și sunt și mulți rău și merg și foarte tare și chiar dacă uh, n-ați văzut vreodată vreun concurs de motocross, n-ați fost, n-ați avut curiozitate, habar merită. nu v-a interesat, ăsta e merită. aproape de București și repet, vin cei mai tari, adică vin cei mai tari, măcar tragem și noi o linie și zice, băi, uite așa, aici trebuie să fie și când te duci la nu știu, vă de munte că se organizează o etapă de motocross de amatori, poți să le zici la am văzut eu bă, cum merg ăia. că am fost la etapa aia de MXGP de junior și rupeau. Adică eu sunt ferm convins că chiar dacă ești un om care nu ești pasionat de chestia asta și nu te-a pasionat niciodată și vii acolo, vei rămâne surprins de ce fac copiii aia. Adică nu e așa o chestie care să, să treacă prin fața ta și să... Nu, nici... nu, nu, nu are cum. Am, e... am, am, am întâlnit foarte mulți oameni care nu aveau nici... Nici o treabă. Da. Cu motociclismul și acum sunt extrem de pasionați. Oameni care nu se dau cu motorul și au adus copiii și sunt extrem de pasionați de sportul ăsta. Oamenii trebuie să înțeleagă, din punctul meu de vedere, că mersul la circuit ca și spectator e ca la teatru. Nu e da. o chestie greșită. Nu e o chestie, da. Nu e o chestie care se asociază cu ceva rău. Adică, băi, unde te duci? La circuitul? Te-ai dus la drogație? Nu nu nu, 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 nu. Oamenii care fac motorsport sunt sportivi. Sportivii în sine și oamenii de acolo sunt oameni care sunt dintr-o clasă socială, pentru că altfel nu poți să susții chestia asta, pentru că costă mulți bani. Am zis, da. nu poți să fii unul care... A, mă dau și eu aici că am luat niște bani, am muncit pe camion și fac treaba asta. Nu, costă foarte mult să practici motorsport la nivel înalt și automat intri într-o categorie bună de oameni. Da. Tot ce se învârte acolo sunt niște oameni ok. Da, chiar sunt. N-ai de ce să nu vrei să te afișezi cu oameni ok. N-ai de ce să nu vrei să schimbi discuții și păreri cu niște oameni ok. Adică, mie asta mi se pare greșit. Nu mergem la curse ilegale. Nu mergem la, nu știu, chestii la alba-neagră, la habarnam, la, nu știu, manele, să zicem, care, iarăși, am mai discutat chestia. N-am nimic cu manelele, doar cu oamenii care se asociază trendului de muzică de genul ăsta. Și ei sunt cântăreți, și ei fac performanță cu voce, au voce bună, doamne, ce să zice nimeni. Dar e vorba de asociere și de cum înțeleg oamenii mersul la circuit. La Nürburgring, când am fost, era cursă pe circuitul de 24 de ore, circuitul scurt, și era și turist trefănul, la circuitul lung, unde veneau oamenii să se dea pur și simplu cu orice mașină, da? Erau foarte mulți spectatori care alegeau să meargă la turist și nu la cursa de 24 de ore. Adică cultura e atât de bine dezvoltată acolo încât nu trebuia să aducem MXGP-ul ca să-ți vină nu știu câți oameni vizitatori la TCS. Oamenii la TCS ar trebui să vină în weekend și când sunt antrenamentele de copii și când sunt nu e nimic. Nu e nimic, Ai la TCS. Adică acolo se întâmplă lucruri ca să te dai cu o mașină de, -aia de un UTV de la, nu cred că costă mai mult de 200-300 de lei. Pe acolo, 350 ceva de gen. Deci 350 de lei să ai o experiență de 10 minute cu un UTV care costă peste 30.000 de euro, cred da, că da. e prețul unui Yamaha de genul ăla. Plătești o sumă de rizorie pentru ceea ce înseamnă da, cotul. Și ai o experiență sport. foarte Și ai o experiență pe care nu ai zi de zi. Nu, nu, nu poți să da. Lasă că mi iau mașina mea și îi trag eu pe câmp și fac eu nu, și nu, nu știu pot ce. Face asta. Mai ales, pe lângă chestia asta, ai tot ceea în ce înseamnă asistența tehnică a oamenilor care sunt specializați în chestia asta și poate să-ți dai niște sfaturi bune în ceea ce privește acolo la virajul ăla, n-ai intra bine, trebuia să faci asta. Adică, pe lângă faptul că plătești niște bani, capeți și niște experiență și primești niște sfaturi ok. Niște, da, o parte da, da. tehnică de care am stabilit clar că avem nevoie. Nu merge doar talentul că o simt eu în fund și știu eu. O simți în fund foarte bine, dar trebuie să știi și tehnica care vine la pachet cu toată chestia asta. Da. Deci, de asta spun. În momentul în care o să avem oameni la TCS acolo sau copii care vin așa miercurea, <laughs> înțelegi? Vin miercurea să stea pe acolo, să te cunoască pe tine, să. Păi, am venit noi, și te ajutăm pe aici. Că nu ne permitem, înțelegi? Noi nu ne permitem, dar am să te ajutăm și poate dacă te ajutăm două săptămâni, ne dai și nouă o ombră, dar asta să faci și noi o tură aici. Înțelegi? Și așa, în momentul ăla, atunci o să putem să zicem că am crescut nivelul și că oamenii da. înțeleg și așa. Dar până atunci, cred că mai e mult, știi, da? Mai avem. Adică eu mă duc la motor Motorpark și văd copiii de acolo, din ultimul sat de lângă circuit, știi? n-au nicio treabă. Nicio treabă. Adică aș vrea să-i văd și eu cu carturi de alea pe rulmenți, cu biciclete, cu ceva. Adică să parte de circuit să-i atragă, chiar dacă nu-și permit, chiar dacă nu-și permit că nu toți, Doamne ferește, avem bani și ne dau bani afară din casă și nu mai știm ce să facem cu ei, dar măcar să-ți dorești. Adică eu asta le spun că dacă îți dorești da. ceva cu adevărat poți să obții și fără partea financiară. Au trecut da, vremurile de, de care povestești eu. Da, da, au trecut au generațiile. Să, da, au trecut așa. generațiile de genul ăla pentru că probabil părinții lor de acum ă, sunt atât de ocupați cu ceea ce înseamnă existența de zi de zi, că știi foarte bine și tu și Bodo și Marius și eu trăim într-o Agitație, de asta continuă ca să putem să trăim la un nivel pe care îl considerăm noi normal. Și atunci nu mai poți să vezi toate lucrurile din jurul tău. Și probabil părinții lor nu le mai explică și le spun, băi, tu te mă acolo și stai pe capul o ăla, mă, că dacă vede că ți dorești și pui muncă la început și alea, la un moment dat o să-ți dea mă, și ție și poți și tu. Așa, știi? Cu Schumacher, cu povestea, cu era, le, se dădea cu gumele lor atocite și așa mai departe, că nu-și permitea, poate că e o poveste așa, poate că nu e asta realitatea și poate că aveau bani, da? Eu cred în chestia asta și cred că dacă cineva își dorește cu adevărat și ți arată că e pasionat, la un moment dat primește lucruri. Cu siguranță. Adică, cu siguranță și tu cu apreciezi și cu vezi. Da. Noi facem chestia asta pasiune, la circuit, da? Sunt prea puțini. Din păcate, da. Sunt prea puțini care vin să, 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 să facă lucruri acolo. Să, adică, na, da, munca ta poate fi pusă în folosul unor lucruri, și tu să primești de munca aia niște chestii care. Da. nu? În sfârșit, să sperăm într-o țară mai bună și într-un viitor mai bun în România, și mă bucur că mai există oameni care cu pasiunea lor suplinez părțile financiare și dezvoltă lucrurile astea. Eu vreau să merg acolo la LAC, dar nu mai discutăm de LAC, că îl promovăm, eu în, altă, îl promovăm în, altă, în altă parte. Acum, Acum Și acolo, acolo pe 29 29 sau 28, nu mai știu, 29 sau 28. E sub ceva eveniment acolo. Da, da. Sunt prezent 100%. 100%. Te așteptăm. Sunt prezent acolo, facem grătar și vreau să facem și o parte de camping acolo, dar asta vorbim noi după aia. Vreau eu să fac așa un camping acolo corect și pentru oameni care merită și pentru că E foarte, n-am ajuns niciodată, dar din poze trebuie să mi s-a părut senzațional. Da, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii. Mulțumesc. Ne vedem la MXGP, sper să veniți cât mai mulți, pentru că nu o să vă pare rău. Dacă vă pare rău, îmi dați comentarii de de hate pe canal. Daniel, ne ai păcălit. <laughs> N-a fost nimic interesant acolo. Eu vă garantez că o să fie. Ăsta a fost materialul. Share, like și subscribe dacă considerați că facem treabă bună și că aducem oameni de calitate din care chiar aveți lucruri de învățat. Părerea mea. Poate greșesc. Taie, taie. E scurt.